Începem deplasarea cu spatele și deja mașina a reținut pe unde am venit și cum arată acest drum. Și pentru că dăm cu spatele, vedem camera de spate. Se vede foarte bine, rezoluția mi se pare excelentă comparativ cu ceea ce avem în segment și o să vedem că și rezoluția pentru noapte e foarte bună. Avem aici un Hill Descent Control și în momentul în care vom merge în drive și vom accelera, mașina va frâna singură. În acest moment coborâm în pantă fără să țin piciorul pe frână. Mașina ne arată camerele 360 și frânează singură pentru o deplasare în siguranță. Pentru foarte mulți fani ai mărcilor nemțești premium care merg la un băiat cu un laptop să dezactiveze absolut tot pe mașină cum le cumpără pentru că habar n-au să folosească sistemele inteligente, pot să vă spun cu mâna pe inimă că dacă învățați să utilizați aceste sisteme, nu că vă vor face viața mai ușoară și vă vor transforma confortabil experiența de condus, dar pur și simplu voi și familia voastră veți trăi în siguranță. Coborâm dealul Ciuperca în acest moment, am Hill Descent Control-ul pornit. Eu nu țin piciorul pe nici o pedală, doar controlez direcția mașinii. Și după cum se poate vedea în Virtual Cockpit, avem puțină regenerare, suntem puțin pe albastru, ceea ce înseamnă că în acest moment mașina încarcă bateria sistemului hibrid, recuperând forța de frânare și nu sunt folosite plăcuțele de frână. După cum probabil știți, la mașinile hybrid și plug-in hybrid, plăcuțele de frână țin mult mai mult decât la o mașină cu combustie internă și asta pentru că se folosește foarte mult sistemul de regenerare. Hill Descent Control-ul mi se pare excepțional implementat de către Hyundai și spun acest lucru pentru că, în general, un Hill Descent Control într-o mașină clasică, cel puțin, este implementat pe frână de motor, pe partea de termic, iar aici a fost implementat printr-un sistem, spun eu, foarte agresiv de regenerare, dar nu agresiv din punct de vedere negativ, ci eficient. Cele două padele, după cum vă spuneam, pot modifica nivelul de regenerare. Am să opresc Hill Descent Control-ul pentru că am terminat cu dealul. Cele două padele îți permit să schimbi pe nivel 1, 2 și 3. Dacă suntem pe nivelul 3 și am lăsat accelerația, mașina efectiv frânează. Accelerez și o las. Atât de mult frânează sistemul de regenerare până la, atenție, am lăsat mașina 15 km la oră, 14, e aproape moartă. Nu se oprește de tot, deci nu e completely one pedal driving, dar pe nivelul 3 de recuperare a energiei este aproape one pedal driving, iar frânarea strict, repet, din regenerare este absolut impresionantă. Poți să conduci mașina asta ca pe o mașină electrică, poți să mergi în EV only cu ea, chiar dacă e un hybrid. Tocmai Uniunea Europeană s-a gândit să implementeze pe toate mașinile un sistem care te anunță când depășești viteza, deci dacă ai o limitare de 30 undeva la 31 de km la oră, o să-ți bipăie mașina în cap, se poate dezactiva relativ simplu la Hyundai față de alte mărci. Când semnalizăm, avem acest blind spot unic Kia Hyundai, oriunde ai semnaliza stânga sau dreapta, unul dintre ceasurile de bord se transformă într-o cameră pentru unghiul mort, ceea ce mi se pare foarte util. Și avem aici lângă noi un biciclist, am dat drumul la camere și deja vedem relativ foarte clar care este distanța dintre biciclist și noi. Aici vedem încotro se va îndrepta trasa mașinii, poți să parchezi pe un loc marcat excepțional, poți să intri în parcări. Este extrem de comodă. Suspensiile își fac treaba fenomenal de bine, e un pic rigidă dacă vreți într-un stil nemțesc, într-un stil Volkswagen, într-un stil care îl găsim la Kia. Sunt alți japonezi un pic mai comozi și sunt alți japonezi la fel de rigizi, dar rigiditatea asta este o rigiditate sportivă care te conectează cu drumul, înțelegi ce se întâmplă pe drum. Dar nu e gălăgie în habitaclu, dacă se aude ceva din spate sunt niște triunghiuri reflectorizante, truse și alte chestii care ar trebui puse bine acolo în portbagaj. În rest, mașina
e foarte silent, pe față avem geamuri duble, pe spate avem geamuri simple. O să trecem acum și peste o secțiune de piatră cubică, să vă dați seama cum se comportă. Asta a fost piatra cubică, excelent pentru un SUV, pentru o mașină de 1,7 tone. Hai să vorbim despre lucrurile care mă fac pe mine să vă spun că această mașină este cu adevărat un best buy in class. De ce bate nemții, de ce bate alți japonezi și de ce Tucsonul, care e și un pic mai ieftin decât celălalt frate corean, este the best buy. Noul volan de la Hyundai stă senzațional în mână. E senzația de joc pe calculator, dar nu partea proastă de direcție disconnected, ci un volan care se simte foarte mișto în mână. Pielea e de calitate, e moale, are o formă foarte mișto, aici e gros unde îți ții mâinile și le odihnești, dar sus și jos e subțire ca să poți să-l controlezi atunci când trebuie să iei viraje mai strânse. Direcția e calculată excepțional, iar pentru cât de mare e mașina, după 20-30 de kilometri îți permiți să spui că o conduci la linie fără să ai emoții. Poziția de condus e excepțională. După ce ți-ai reglat scaunul electric și volanul cum vrei tu, e senzațional. Aici n-am nicio tabletă care să mă obtureze vederea. Parbrizul este un view complet deschis. Se vede senzațional la drum. Vezi foarte bine în față. Vezi puțin din capotă încât să ai ideea unde ești, dar nu vezi capota la fel ca la alte modele să trăiești toată viața cu o bucată de tablă între ochi. Bordul e foarte curat. Nu are suprafețe care să reflecte acest poliuretan relativ moale, pentru că nu e hard pack, dar intră unghia dacă te chinui un pic. E de calitate, filul e de calitate, nu se reflectă în parbriz. Ai un view foarte bun, aici un pic de blind spot din cauza oglinzii. La capitolul ăsta Sportage-ul poate stă un pic mai bine că are oglinda prinsă pe ușă, dar nici aici nu e rău pentru că se vede și între oglindă și tweeter și prefer poziția tweeterului aici pentru că e aproape de ureche și sistemul audio se aude foarte bine. Memoriile pentru scaune, pentru doi șoferi, reglează atât scaunele cât și oglinzile. Volanul are o coloană de direcție reglabilă manual, cam asta se întâmplă în tot segmentul. Nu cunosc un concurent din această clasă non-premium, Mercedes, BMW, Audi, nu știu dacă Audi are măcar pe Q5 coloană electrică, știu că Mercedes și BMW au, dar în zona asta de preț este amazing, se stă foarte bine la volan, ai o vizibilitate excepțională, display-urile sunt curbate în fața ochilor tăi și ajungi unde trebuie, te întinzi poate puțin cu mâna la display, dar asta pentru că stai într-o poziție pe fotoliu, stai într-o poziție extrem de comodă, suntem acum pe cubică în Unirii, am trecut pe liniile de tramvai, vezi foarte bine, ești relaxat, stai ca într-un fotoliu, eu am scaunul maxim de jos dat în acest moment și mă simt într-un command position. Comparativ, filul de condus ca poziție și vizibilitate pe șosea este pentru o mașină mai mare. Clar, nu e neapărat un fil de Land Rover, poate doar dacă îți dai scaunul la maxim de sus, dar cu siguranță e o poziție de GL X5 liniștit, ai un command view excepțional, mult peste alți concurenți din segmentul compact. Pentru cei care au întrebări legate de coreene, da, autohold-ul stă la fel ca la Volkswagen și la mașinile nemțești, nu trebuie să dai drumul la autohold de fiecare dată când te urci la volan și să nebunești din cauza acestui aspect. Da, ușile se blochează automat când ai plecat de pe loc cu mașina și poți să selectezi lucrul ăsta și farurile Matrix pot fi setate în așa fel încât să decizi tu de la pare mi se 20, 40 sau 60 de km pe oră să funcționeze, tu din infotainment decizi cât de devreme să te bucuri de farurile Matrix. La unele mașini nemțești intră Matrix-ul după 60 de km la oră, ceea ce înseamnă că mergând legal în oraș cu 50 de km la oră, ești condamnat să dai 2000 de euro pe opțiune de faruri Matrix ca să le folosești când ești la bunica la țară. Vă prindeți voi despre ce e vorba. Vezi foarte bine semafoarele, parbrizul este foarte wide, vine până sus, nu-ți taie din vizibilitate deloc.
unghiu mort, încă o dată repet, nu e nimic grav, la fel cum, de exemplu, la o generație mai veche de Audi Q5 era catastrofal unghiu mort. Acum, probabil, s-au mai schimbat și acolo lucrurile. Revenim la poziție de condus. Excepțional, command view, fotoliu, circulație sanguină în picioare, excepțional, footrest, calculat foarte bine. Am uitat că am piciorul stâng acolo, e atât de relaxat încât nu simt nimic. Pedalierul foarte bun, pedala de accelerație vine din podea, da, ca la sportivii premium din Germania, și asta îți dă o poziție foarte mișto a piciorului, practic nu îți amorțește piciorul la drum lung. Frâna foarte responsiv, dozată foarte mișto, zona aceea de trecere dintre regenerare și frână mecanică pe discuri nu este abruptă, nu este brutală. Am condus mild hybrid recent nemțesc și diferența între frânarea regenerativă și frânarea mecanică era catastrofală. Băgai piciorul mai tare în frână și simțeai că se schimbă dintr-o mașină în alta. Accelerarea mild hybrid la fel, executată mai puțin bine, să spunem așa. Ăsta e un asfalt fresh și zgomotul de rulare e zero, zgomotul anvelopelor nu există. Acum pornim motorul termic, îl aud, stă undeva în zona eco. În acest moment îl aud pentru că e liniște de mormânt în mașină și sunt eu atent la lucrul acesta. Sistemul de climatizare pe auto 1 nu se aude în mașină, faptul că merge clima, ceea ce este fenomenal. Mașina nu se înclină pe curbe, ruliul există, dar cât ai nevoie ca să înțelegi că ai un SUV mare de 1,7 tone și poate o familie înăuntru și ai nevoie să fii responsabil pe drum, dar nu e ruliul de lanjant. Am condus 3 ani de zile GTI Performance. Știu ce înseamnă să mergi sport în curbe. Nu înseamnă viteză, înseamnă abordarea curbelor cu îndrăzneală. Și cu mașina asta poți să te simți ca într-un hot hatch. O să ne uităm și la modurile de teren, snow, mud și sand. Astea sunt opțiunile, iar dacă ne mutăm pe modurile de condus, avem doar sport și eco. Nu există un mod normal, dar părerea mea este că o mașină hibridă sau plug-in hibridă nu are nevoie de altceva. Mașina mea are 3 moduri, circul cu ea în general în normal, pentru că eco mi se pare boring, iar sportul e un pic cam agresiv. Aici lucrurile sunt simple, tot timpul o să circul în eco în loc de normal, și acest eco nu e deloc boring în cazul de față, iar în cazul modului sport, mașina devine mai agresivă, se întărește și direcția, ceea ce îmi place foarte mult, și o să ieșim în centură, o să vedem cum trage mașina, are și buton de kickdown în pedală și viteza crește foarte, foarte ușor. Ruliul în viteză este foarte, foarte, foarte bine ținut de suspensie în control. Frânarea de urgență excepțională, te poți baza pe mașina asta să te simți bine la volan, să o conduci așa cum îți cere ziua respectivă. Sporty sau boring, din nou pietoni, bicicliști, trotinetiști în unghiu mort, nu-i vezi în oglindă, îi vezi în sistemul electronic de la Hyundai. În head-up display am lane assist-ul, distanța față de mașina din spate, viteza constantă pe care o avem acum și cruise control, iar dacă pornesc navigația se vede 3D exact distanța pe care mai trebuie să o parcurg până la următoarea manevră și indicat pe drum unde va fi următoarea manevră. Am ieșit în centură, suntem pe sport, iar mașina este foarte responsiv la pedală. Motorul stă turat, e pregătită să muște, să livreze atunci când ai nevoie. Simți că schimbă, nu e un CVT sau ECVT, cum e în cazul Toyota, nu e un ECVT încât să livreze super liniar, simți că schimbă, dar asta îți reamintește că totuși conduci o mașină. Pentru cei care își doresc să simtă schimbările de treaptă, să simtă că e mașină, că e benzină, că e motorină, ei, avem și chestia asta și nu e fake ca la Honda făcut din
reglarea durației este pe bune, motorul schimbă, cutia schimbă bine, motorul trage bine, face viteză frumos, command position-ul e foarte fain. Și da, e o plăcere să mergi cu mașina asta, zic eu, atât în fiecare zi în oraș, cât și la drum lung, pentru că se conduce excepțional, iar pentru un SUV, oh my god, în general, într-un SUV te plângi de ruliu și știi că ai de cărat o sufragerie, se mai plâng pasagerii că le e rău de mașină din cauza suspensiei și a ruliului, aici te simți într-o compactă potentă din punct de vedere al șoferului, iar dacă ne raportăm la plug-in hybrid, acolo te simți într-un hot hatch potent. Cam asta înseamnă Tucsonul hibrid și plug-in hibrid. Două mașini best in class în opinia mea pentru zona de echipări de top plus 40.000 de euro. Wow! Chiar merită banii. Și înainte să cumperi în mod obligatoriu statut social, iată un cocalar cu un Audi de vreo 15 ani care neapărat își dorea să se simtă bine pe centură, nu de alta, dar probabil programul Rabla nu mai vede autostrăzi, că Doamne ferește să-l lase pe acolo, îl costă platforma mai mult să o aducă acasă decât mașina. Revenind la chestii bune și frumoase, da, se conduce extraordinar și dacă vrei să-ți cumperi o mașină premium, nu dau exemple de marcă, vrei să-ți cumperi tu un premium, vrei să fii, să ai și eticheta, cravata, vino și condu un Tucson și ai să vezi că mașina asta îți va spune că îți oferă tot ceea ce ai nevoie, ceea ce îți dorești. Și mai rămâne doar o problemă de ego și o să-ți pui așa întrebarea. Dau pe ego 20.000 de euro? Dau pe ego 40? Dau dublu? Pot să cumpăr două tucsoane, unul pentru mine, unul pentru nevastă mea, unul bagi în Bolt de banii aia dacă îi pun acolo? Merită oare să sacrifici banii pentru altceva? By the way, 5 ani garanție, bumper to bumper de la Hyundai, fără limită de kilometri. Apropo de ce spuneam, la mai mult sau mai puțin la mișto, dacă bagi mașina în Bolt și dai kilometrajul peste cap, ghidimele de rigoare, uite că Hyundai te acoperă cu garanția. Asta e o chestie bună pentru mașini de firmă, pentru mașini de flotă. Suntem în continuare modul sport și știți ce îmi place? Faptul că foarte multe mașini în modul sport te obosesc. E atât de fragilă, de sensibilă pedala de accelerație, încât efectiv la orice mișcare din articulația gleznei simți că te zgâlție și o scoți din sport când n-ai nevoie pentru depășiri și așa mai departe, pentru că it's tiring. Guess what? Tucsonul nu e tiring. E atât de bine le-a ieșit celor de la Hyundai mariajul dintr-o mașină normală pe combustie internă și motorul electric. Software-ul a fost atât de fain reglat încât mașina asta chiar merită. Ce mai e fain la mașina asta? Faptul că e mare cât o sufragerie, că te simți ca într-un SUV de clasă mai mare. Dar ecoul din interior, în ciuda trapei care acum e cu sticla expusă, nu este ecoul acela scârbos pe care l-am auzit în alte SUV-uri în care ai senzația că vorbești din baie. Și de asemenea, mașina se simte mai mică decât este în trafic. Este foarte manevrabilă între benzi. Raza de bracare și dozarea direcției sunt foarte bine gândite. Și nu-ți vine pur și simplu să te dai jos din noul Hyundai Tucson. Iar dacă îți dorești o mașină, apropo de statut, de ce vorbeam mai devreme, vrei să pari, da? Du-te să vezi la Carpenta noul Tucson N-Line Hybrid, care chiar arată senzațional de impresionant. Oglinzile sunt mari, efectiv vizibilitatea este excepțională, iar atunci când vrei să parchezi, oglinzile se lasă să vezi bordurile cu ochii tăi, să nu fii tot manecărdiciosul, că
ai camere 360, dar se mai lasă și oglinzile, frate, ca să fii fericit. Și o să mă întrebați, bun, minusuri, spune și ceva nasol despre mașina asta, pentru că nu se poate să-ți placă totul la mașina asta, să judeci mașinile din clasa premium, să ne spui că toți ar trebui să ne aruncăm Mercedes-urile și BMW-urile și să ne cumpărăm Hyundai-uri și că mai n-are niciun cusur. Ce mă deranjează pe mine așa la prima vedere? Aș vrea ca indicatorul de blind spot să fie mai mare, pentru că dacă oglinda e puțin murdară și bate soarele într-un anumit feng shui, s-ar putea să nu vezi bine. Mi-ar plăcea ca cele două display-uri să fie și mai luminoase decât sunt, dar e clar că mă deranjează un pic și foliile acestea de protecție de pe mașina nou-nouță. La insonorizare și la tire noise nu am absolut nimic ce să reproșez, dar acest sistem de depășire a limitei de viteză, care am înțeles că există pe toate mașinile fabricate dintr-o anumită săptămână din 2024, este la fel de annoying ca acel dop care ți intră în nas și ca paiele de hârtie din Uniunea Europeană. Dar aici nu e vina celor de la Hyundai, este lovești de același BS și în alte părți. Ce nu-mi place? Aș fi vrut mai multă lumină ambientală, atât în bord, cât și în uși și la picioare. Aș fi vrut un sistem de iluminare ambiental, dacă vreți, ca la nemți, foarte impressive. Aș fi vrut să pot să costumizez conținutul celor două cadrane de bord, pentru că pot să schimb doar ceea ce văd în mijloc, dar nu și în cele două cadrane, dar pot să schimb style-urile și design-urile. Aș fi vrut un sistem gen travel assist în care să văd activ și live ceea ce se întâmplă în față, nu doar când este cruise control-ul pornit. Și aș fi vrut măcar camera din spate să fie cu sistem de spălare, dacă nu chiar și cea din față, ca la o marcă premium. Nu pot să văd postul de radio pe care îl ascult și melodia pe care o ascult aici în display-ul șoferului, dar oriunde aș fi pe display-ul acesta, de exemplu, intru în navigație acum în hartă, îmi arată jos melodia, deci n-o pierd de acolo. Totuși am un loc în fața ochilor mei ca șofer unde să știu ce ascult. Și foarte mișto, în head-up display poți să vezi și piesele. În momentul în care schimbi o piesă în Apple CarPlay, în Apple Music, în schimb postul de radio și așa mai departe, vezi în head-up display album art-ul, artistul, albumul și melodia pe care l-ai schimbat, ceea ce mi se pare foarte mișto și makes up pentru faptul că nu pot să-mi pun informațiile despre audio aici. Am ajuns și la sesiunea de condus de noapte. Să vedem cum arată puțin bordul și iluminatul noului Hyundai Tucson facelift 2024 pe timp de noapte. Așa cum vă spuneam mai devreme, o să ajungem și la parcarea subterană, să vedem cum funcționează camerele 360. Între timp am mai condus și în afara filmării și am ajuns la o concluzie absolut impresionantă când vine vorba de sistemele de asistență rutieră. Conducând o Toyota cu ultimele sisteme de asistență rutieră, Toyota Safety Sense 3.0, conducând Volkswagen cu cea mai recentă versiune de Travel Assist dotată complet, pot să vă spun că sistemele de asistență rutieră de pe Hyundai sunt superioare. Tocmai am schimbat banda, suntem pe un drum nou, foarte bine iluminat, dar se vede absolut impresionant, se văd camerele. Dacă pot să filmez puțin, așa arată calitatea camerei pe Hyundai. Absolut impresionant, așa arată camera de spate din mers. Excepțional pentru noapte, poți inclusiv să vezi numărul de înmatriculare al mașinii care circulă în spatele tău. Ce vreau să spun e că eram într-o situație parcat, oprit în fața unui magazin, pe stânga era parcată o mașină, în spate venise o altă mașină, nu aveam cum să înaintez pentru că nu încăpeam între mașină și bordură,
Iar șoferul mașinii oprită chiar în mijloc a venit la mașină. Fix în momentul în care eu am băgat în marș arier, să ies cu spatele pentru că n-aveam altă variantă. Nu am văzut fix în acea secundă șoferul respectiv, m-am uitat în oglindă, într-o fracțiune de secundă, fix după ce am pus mașina în marș arier, fără să mă fi mișcat de pe loc, am văzut automat în blind spot, aici, în virtual cockpit, persoana respectivă. S-a aprins blind spot-ul pe partea stângă în oglindă, volanul a început să vibreze, mașina a început să bipăie și a refuzat să se miște din loc pentru că a văzut că există un pieton acolo. De asemenea, nici în față nu încăpeam, mașina a identificat faptul că nu am cum să ies de acolo și m-am împiedicat să mă mișc până când condițiile din jurul meu nu s-au schimbat. Mi se pare că din acest punct de vedere, plus situațiile în care faci un slalom, de exemplu pe străzi înguste cu sens unic, unde se parchează ba pe o parte, ba pe alta și ești nevoit să faci slalom printre mașinile respective, contrar felului în care sistemele de siguranță văd marcajul rutier, frânează foarte bine, identifică foarte bine ceea ce se întâmplă și nu este deloc intruzivă și brutală. Sunt dezamăgit să văd că la nemți încă nu s-au rezolvat niște lucruri din 2019-2020 și până astăzi în ceea ce privește sistemele de asistență rutieră. Se frânează destul de brutal, se aud discurile de frână strânse, ești smucit în centura de siguranță, ești speriat dacă vrei sau se sperie copiii, pasagerii. În acest caz nu se pune problema. Acum am pus chiar mașina pe automat. Nu asistă la schimbarea benzii, deci nu știe să schimbe banda automat dacă ai semnalizat, dar ține mașina în bandă, urmăresc marcajele rutiere și încearcă să o centreze. Face treaba asta destul de bine, vine o mașină din față, să vedem în curba asta ce se întâmplă. Nu, a vibrat volanul, dar nu a luat și curba. Țineți mâinile pe volan, am pus mâinile pe volan, nu este un sistem capacitiv, adică nu simte prezența pielii pe volan, la fel ca în cazul nemților. O las în curbă, mașina a luat curba, urmărește ce se întâmplă, ia curba din nou, merge singură în acest moment, deci trebuia aprinsă iconița cu volanul. Banda o ia la stânga aici, să vedem dacă menține. Are mașină în față și frânează. Intrăm în parcarea subterană, o parcare cu intrări destul de înguste. Farurile Matrix sunt absolut amazing. Ne apropiem de un obstacol în partea din față și deja s-au activat automat camerele 360 care ne arată dacă încăpem sau nu. Se pare că încăpem cu bine și să vedem în lateral aici dacă vom freca jantele sau nu. Și se pare că suntem mult prea aproape în partea dreaptă, așa că o să virăm puțin stânga. Și o să ne apropiem de automatul de parcare. Suntem într-o poziție confortabilă pentru a prelua tichetul. Aici se vede că suntem aproape. Aceasta este camera de față, într-o parcare iluminată noaptea. Acestea sunt lateralele și asta este distanța foarte safe pe care o mai avem de la autovehicul până la liniatură și aici este betonul de care ne-am fi putut freca. Asta e camera de spate. Așa se vede pe partea din spate și putem alege și aici diverse variante de view. Aici vedem autovehiculul. E clar că e foarte aproape acel obstacol. Electric. O să parcăm aici să vedem o funcție foarte spectaculoasă. Mașina este încuiată și să presupunem că nu pot să intru ca șofer pentru că aici s-ar afla un obstacol.
ținem apăsat butonul hold și motorul pornește. Aici avem butoanele pentru deplasare în față și în spate. Acum mașina se deplasează singură, fără șofer, și părăsește locul de parcare sau pur și simplu se mută pe un alt loc de parcare. Dar putem să încercăm din nou. Mașina va merge, identifică bara din față, ai nevoie doar de cheie și poți foarte simplu, fără complicații, aplicații, conexiuni la internet, abonamente sau erori, să-ți coordonezi mașina. Ai terminat? Nicio problemă, poți să o încui. Vă spuneam deja că noul Tucson are confort pentru întreaga familie, dar și pentru pasageri VIP. Hai să vedem ce înseamnă bancheta rabatabilă. Asta este o poziție comodă sau incomodă? Incomodă. Incomodă. Hai să vedem cum obținem o poziție comodă. Tragi ușor de mânări și poți obții o poziție foarte comodă. Foarte comodă. Și aici ne putem bucura de perdeluțe pentru intimitatea cu geamuri fumurii și intimitatea obținută cu perdeluțe în noul Tucson. 100% privacy. Mașina se conectează cu aplicația BlueLink, poate fi închisă, deschisă, localizată și se poate vedea statusul mașinii, inclusiv dacă e un scaun încălzit, dacă cât e temperatura în habitacul și așa mai departe. Poți să-i trimiți destinații de navigație de pe telefon. Despre sistemul de sonorizare cred că ar mai trebui să vorbim. Se aude impecabil. O să vedeți pe Instagram niște postări, pentru că pe YouTube nu ne permite YouTube-ul să difuzăm muzică cu caracter comercial. O să auziți acolo niște teste cu sistemul de sonorizare de la Krill. Poate n-ați auzit de marca asta. Firma produce niște sisteme Hi-Fi Premium, hai să le spunem, din aceeași zonă nișată cum este și Name. Sună foarte bine sistemul, este foarte curat. Basul nu este extrem de profund, nu este un bas foarte jos, nu este subsonic, dar pentru habitatul mașinii sună excelent. Este un alt flavor, dacă vreți, mai apropiat de flavorul de Harman Kardon decât de flavorul de Bose, dar comparativ cu un Bose dintr-un Mazda CX-5, comparativ cu un sistem Harman Kardon dintr-un Kia, de exemplu, sau dintr-un Tiguan, suntem în același ballpark din punct de vedere al puterii, al clarității și al calității sunetului. Bineînțeles, interpretarea din punct de vedere al DSP-ului, al procesării de sunet, este diferită și flavoring-ul fiecarei companii este diferit. Dar pentru Krill, hands down, dacă este să fiu cu urechea de profesionist, i-aș da nota 7. Dacă este să fiu cu urechea de consumator, i-aș da nota 9.50 pentru sistemul de sunet. Să facem o concluzie cu noul Hyundai Tucson facelift. Am condus de această dată de la Carbenta Oradea, varianta hybrid, full hybrid de 215 cai putere cu sistem de tracțiune integrală permanentă H-Track. Este o mașină echipată luxury, ceea ce înseamnă că este cea mai bine echipată variantă. Avem style, avem premium și avem luxury. Acesta este un exemplar luxury. Peste el, din punct de vedere financiar, este luxury N-Line. Concluzie finală. De ce este cel mai bun SUV din clasa compactă
în acest moment de ce este cel mai bun Best Buy pentru familie. Noul Tucson 2024 facelift este cea mai bună mașină din clasa ei pentru că se conduce excepțional. Suspensia este foarte bine calibrată, este cel mai bun compromis din clasă între sportivitate și confort. Ruliul mașinii este atât de bine gândit încât poți să te dai la mașina asta cu aer sportiv și să ai foarte multă încredere atât în sensurile giratorii, cât și pe un drum virajat, relaxat, de munte, puțin circulat, unde poți să te bucuri de un pic de fun. În oraș, piatră cubică, borduri de nivelări, gropi, asfalt mâncat de iarnă, nicio problemă, confort pentru tine și pentru familia ta. Pai doi, pentru copii există un mod în sistemul de infotainment care dezactivează difuzoarele spate, astfel încât cei mici să se poată bucura de liniște în spate, în timp ce părinții poate ascultă un podcast, de exemplu. Poziția de condus excepțională, ai senzația că conduci un SUV de dimensiuni mult mai mari. Ai un command view excelent, un volan mic sport foarte comod în mână, dintr-o piele de calitate excepțională, cu niște butoane, cu un feeling tactil absolut excepțional. Insonorizare față de mediul exterior cu geamuri duble pe față excepțională, insonorizarea suspensiei și a trenului de rulare în raport cu drumul și cu zgomotul anvelopelor, din nou excepțională, anvelope Michelin. Un Best Buy pentru bani, un consum în oraș mers relativ sportiv de 8,4 pe sistemul hibrid. Sunt sigur că dacă aș petrece câteva zile cu mașina, consumul s-ar stabiliza în zona de vreo 7 litri, 7 litri și jumătate. Alte SUV-uri din clasă consumă cu un litru mai puțin sau identic în funcție de sistem, de platformă și de marcă. E un compromis și un echilibru excelent. Head-up display-ul e best in class. Sistemele de siguranță și asistență l-a condus excepționale. Sistemul audio se aude foarte bine. Portbagajul este de 615 litri și se deschide în prezența ta. Head-up display-ul are sistem de auto-leveling, ceea ce e foarte rar pe o astfel de mașină. Automat se calibrează în funcție de drum și de înclinația mașinii, în sus, în jos, în stânga, în dreapta, și de asemenea își calibrează luminozitatea în funcție de lumina soarelui. Sistemele de infotainment pentru cei care aveți probleme cu ochii, nu știu să mai existe la alt producător din clasa asta un sistem de infotainment care să aibă blue light filter, adică să îngălbenească ecranele atunci când apune soarele. Poți să decizi cu cât la sută să se îngălbenească, dar atenție, acest lucru nu funcționează și pe proiecția Apple CarPlay. Eu sunt Emil Trifa, vă invit să mergeți cu mare încredere la Hyundai Carventa Oradea, la Cornel și la echipa lui, să testați atât EV-urile, Kona Electric, Ioniq 5, Ioniq 6 și, bineînțeles, hibridele și plug-in hibridele, de ce nu chiar și mild hibridele din gama Hyundai, la niște prețuri absolut excepționale. Ne vedem în curând, ne revedem în curând aici pe ETHD. Goodbye!